Răspunsul la întrebarea cine este Iisus Hristos a fost dat încă 2000 de ani în urmă. El a fost răstignit pentru că se numea Dumnezeu. Oamenii de atunci înțelegeau clar cine El este. Toți vedeau și spuneau că El înviază morții, alungă demonii, vindecă bolnavii, face minuni, are putere asupra naturii, dumnezirea Lui a fost evidentă. Pilat, romanii și evreii înțelegeau foarte bine cine este El. Când l-a răstignit, Pilat a scris deasupra capului Lui care este vina Lui. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Conducătorul roman a afirmat vina Lui, împăratul iudeilor. El a arătat iudeilor că ei l-au răstignit pe Dumnezeul lor. Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în realitate și ce a însemnat acest înscris. Slava lui Iisus Hristos! Când pastorul mi-a descoperit această revelație, am început să văd. Pe internet sunt multe discuții pentru ce a fost El răstignit, pentru că a propovăduit, a vindecat bolnavei, pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, pentru ce a fost răstignit. Și acest înscris spune clar, acesta este împăratul iudeilor. Cine a scris acest lucru? Pilat. A scris. Și atunci când alții spuneau să scoată această tăbliță, el a spus, ce am scris, am scris. Era suficient că l-a obligat să-l răstignească. Acest lucru a fost afirmat. Acesta este împăratul iudeilor. El a fost răstignit pentru că s-a numit Dumnezeu. El a fost răstignit pentru că chiar a fost Dumnezeu. Chiar pentru aceasta l-au răstignit. Pentru că Mesia, regele iudeilor, este Dumnezeu. Și aceasta a fost vina Lui. El s-a numit Dumnezeu și pentru aceasta a fost răstignit. Acest lucru a fost evident pentru toți oamenii de atunci. Pentru ce a fost El răstignit?